Orașul Iași nu este doar capitala Moldovei. De o bună perioadă de timp este capitala kickboxingului românesc. Așa se agală Dynamite Fighting Show, la lui până și pe legendarul Boniaschi, cu cele 10 dueluri programate, dar mai ales cu meciul vedetă, unde noul moroșanu, Rembo Lambagiu, l-a întâlnit pe uriașul Tolea. Place spectacolul, iar sala s-a umplut până la refuz. Bucureșteanul Cârstea și cameronezul Îmbala au dat peste 350 de lovituri în cele 3 runde, iar meciurile de MMA i-au făcut pe cei 3000 de spectatori să explodeze. Mulți ieșeni la acest eveniment și moldoveni sunt mândru, le mulțumesc că au venit aici la acest eveniment frumos și sper să se bucure de acest show. Să sperăm ca Rembo să fie noul moroșan, nu trebuie subestimat nici Tolea, pentru că și Tolea este un luptător foarte puternic. Sperăm să fie un meci extraordinar și să cel mai bun să câștige. Every time I come to Romania, it's great. Fun being here and the people are nice, so I have one guy fighting, that is Damien Hansen, one of my star fighters, and I believe we're going to win this fight. If you look at how many good fighters are in Holland, if
Holland would fight against Romania, of course Holland will win. And if you look at the football team of Holland, of course we will win. I'm sorry people, but we have a lot of good athletes and education in sports. Remi Bunianschi este o adevărată legendă, în adevăratul sens al cuvântului, și nu m-am temut de numele lui. Dimpotrivă, a fost o onoare să lupt cu elevul lui. Poate a fost meciul serii, dar cu siguranță n-a fost cel mai bun meci al carierei mele. Pot evolua mult, mult mai bine și pot progresa din ce în ce mai mult. Cu siguranță, cel puțin la anul, voi dovedi asta și voi demonstra. Hiena Corbeanu și gladiatorul Istea se bat pentru titlul de luptătorul serii. Corbeanu l-a chinuit 3 runde pe omul lui Bunianschi, iar Istea a dat de pământ cu un uriaș din Austria. Am reușit să-l învingi pe campion mondial Isca,
e posibil să te vedem într-un meci pentru centura mondială ISCA pe viitor? Asta e și ideea, să lupt cât va fi, să ajung să lupt pentru centura mondială. Ai mesaj pentru fanii tăi? Da, vă mulțumesc tuturor pentru susținere, vă mulțumesc că stați lângă mine. Cum ți-a părut atmosfera de la Iași? Formidabilă, am fost foarte activi, au făcut o atmosferă minunată și m-au făcut să-mi doresc să câștig meciul, să câștig meciul pentru fel cât mai frumos. Ai simțit cumva o chestie în plus atunci când te-au susținut ei, momentele în care parcă cedeai fizic? Da, sigur. Mi-a dat o putere. M-au făcut să trag de mine cât mai mult și să câștig meciul în picioare, să câștig. Să alerge, nu au venit să bată. Eu cred că mă băteam până dimineață cu el, mă băteam încă 2-3 reprize cu el. Aveam niște nervi pe el, că nu puteam să-l prind cu nicio lovitură, fugea, nu stătea la bătaie. Ură din partea lui, pentru că noi când mergem în afară să ne batem în alte țări, noi nu facem. Dacă ne aplaudă sau ne uită lumea, noi ne vedem din meci și mergem înainte. Nu facem ca ei, arătăm cu degetul, cu mâna. Ultimele două dueluri ale serii scot la rampă pe favoriții publicului. Ciobonașul Năstase și Rembo de Moldova duc lupte grele cu urșii Siberiei. După cum am promis, l-am învins și de acum potrivea chiar voi la mine, dacă vrei, să mai continui. În continuare sportul? Da, și am învins. Îi dai voie? Cred că îi dau voie, că cred că mai are mult de arătat sportivul în ziua de azi, în general, tineret. Cred că da, mai are mult de arătat. La un moment dat am încercat chiar să îi dai knockout? Da, am încercat la un moment dat să dau knockout, nu mi-a ieșit după cum am vrut eu. Așa, pentru că nu e să dai knockout niciodată, nu ți iese. Ăsta vine, de la sine. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și sper să nu vă dezamăgesc în următoarele grade. Cu toată inima mea, mă învin în fața voastră. O seară frumoasă și hai România! Ca spectacol, ca organizare, ca promovare, ca atitudine, că această gală în România nu a mai fost și nici nu mai este la momentul actual. Până să mă accidentez, eu cred că am controlat meciul și meciul a mers după scenariul meu. Chiar dacă m-a surprins la început Rembo cu loviturile lui haotice, cu agitația lui, cu venea tăvăluc pe mine, dar eu consideram că am mai avut deștea, luptători deștea și eu consideram că era totul sub control. Staful lui Rembo să-mi acordă revanșa, fiindcă îi știu foarte bine că în al doilea meci Rembo să-și ia bătaie mare de la mine, a văzut. Mihai Constantin e un antrenor bun și a înțeles că a câștigat acest meci doar pentru un mare noroc, foarte mare. Te rog frumos să-mi acordă revanșa acesta. Dacă se va întâmpla această revanșă și va avea loc, eu promit un meci foarte, foarte spectaculos și cu totul alt final. Ne batem până cade unul. Eu așa am propus, să ne batem până de cineva knockout, ori el.
Tule a dat dovadă de curaj, a dat dovadă de bărbăție, că a rezistat timp de 3 reprize cu mine și chiar mă bucur că nu a cedat, cu toate că a fost accidentat. Vreau o revanșă, îi voi da o revanșă.